Ministrul Mediului ar vrea să extindă programul Casa Verde Fotovoltaice, astfel încât să poată să obțină finanțarea pentru instalarea unor asemenea panouri și cei care locuiesc la bloc. Deocamdată discuțiile s-au împiedicat în chestiuni tehnice. Cei care dețin o casă și au depus deja solicitări pentru panouri fotovoltaice trebuie să se înarmeze cu răbdare. Administrația Fondului pentru Mediu a analizat mai puțin de o cincime dintre dosare. Locatarii acestui bloc din București sunt pionieri în domeniul panourilor fotovoltaice instalate pe clădiri de tip condominiu. Au obținut cu ajutorul unei organizații neguvernamentale un grant de 9.000 de euro pentru a-și produce singuri energia necesară spațiilor comune. Au fost 88 de asociații de proprietari care au aplicat. În urma unei analize și a unei selecții am fost plasați pe o listă scurtă și apoi am avut o, un interviu. Oamenii așteaptă acum ca instalația să fie pusă în funcție și speră să devină prosumatori, adică să poată livra energie în sistemul național. În acest fel, fiecare își va putea compensa o parte din facturile primite. Tocmai aceasta este problema de care se împiedică și inițiativa ministrului de a finanța montarea de panouri fotovoltaice pe blocuri. Ar fi bine să găsim o soluție și pentru blocuri. Acolo lucrurile sunt mult mai complicate din punct de vedere tehnic în primul rând, pentru că energia produsă nu se poate repartiza pe pe de altă parte, oamenii ar fi mulțumiți să acopere măcar consumul de curent electric din spațiile comune, cum ar fi casa scării sau funcționarea liftului. În Sibiu, primăria a aprobat deja instalarea de panouri fotovoltaice pe blocurile cu acoperiș tip șarpantă și pe cele care au terase, cu condiția să nu fie alterată estetica imobilelor. Curentul, chiar dacă nu mai pentru casa scării, este ceva. Orice ban care îți vine și nu-l da, este un lucru foarte bun. Pentru o asemenea investiție, toți vecinii trebuie să se pună de acord. Pe fiecare lună, 100, adică 15 lei, 20 de lei la, la, la o factură de, știu eu, la 100 și... Ar merge! Până să extindă programul Casa Verde, autoritățile trebuie să-l facă să funcționeze. În acest moment, administrația Fondului pentru Mediu a reușit să analizeze doar 18% din cele peste 44.000 de solicitări de finanțare depuse. Sunt foarte multe dosare încă neaprobate sau împinse și tărăgănat tot procesul acesta și atunci lumea este destul de reticentă. Potrivit programului, oamenii pot primi până la 90% din banii necesari pentru instalarea panourilor fotovoltaice, dar nu mai mult de 20.000 de lei. Suma care ar putea fi acordată pentru blocuri nu a fost anunțată.